Bună ziua, dragii mei! Sunt Orotela cu etalare pentru cei care vor să asculte etalările mele. Etalare despre ceea ce gândește o anumită persoană despre voi. Așteaptă etalarea, de fapt, obiectele așteaptă de vreo 2 zile pe masă. Dumnezeu, o guriță de cafea cu scorțișoară, vă rog frumos. Ca să reduc indicele glicemic când mănânc multe prăjituri. Așadar, așteaptă etalarea de ceva timp, ia ca o fac și pe urmă continui cu ce mai trebuie făcut pentru luna mai. Aveți de ales, dragii mei, între cele 3 obiecte. După cum vedeți, am pregătit seturile de cărți pe care le voi folosi la fiecare număr, dar mai am și câteva seturi de cărți care vor fi folosite la toate numerele. Însă, albastru la albastru, numărul 1, această inimă de sodalit. Sodalit. Ia, punem. Vedeți. Apoi, numărul 2, acest frumos, ce? Broșă. Draga mea dragă, sper că asculți etalarea și vezi că folosesc această broșă și aceste de cărți. Stați o lecuță, să-l punem așa. Cred că persoana este deschisă. A fost închisă o perioadă, acum s-a deschis, da, deocamdată. Numărul 3. Acest medalion. Nu mai arăt ce pe partea cealaltă, e cu 2 fețe. E cu 2 fețe, ia ca, hai, totuși, da, 13, soarele. Dar am simțit nevoia să scot în evidență această față. Și pentru această... Ce am ales? Haideți să vă arăt de ce am ales acest, că seamănă, oarecum seamănă, da? Tot așa, o chestiune cu cerc, cu piatră, aici este o piatră roșie, acolo este o piatră verde. Așa. Acum, simt nevoia să, deși o să vorbesc un pic despre fiecare medalion în parte, când va fi să vorbesc, simt nevoia să scot în evidență ceva, poate că vă ajută la, în alegeri. Primul set de cărți. Nu mai are cutie. Are o cutie mare care a venit cu carte, cu instructaj, cu mai multe, cu hartă, cu ce a venit atunci. Nu, hartă nu. Cu carte. Dar, ce vreau să zic? Acest personaj, posibil e în tranzit, încă nu-și găsește stabilitatea. E între... Da, e pe cale să-și găsească locul. Nu știu când se va întâmpla, dar e pe cale. Ideea e că nu are cutie și asta spune foarte multe. A doua, are o cutie, o singură ieșire. De scos în evidență acest lucru, mi-a ieșit acum, mi-a venit acum ca și mesaj. Adesea se ascunde, pare glamuros sau glamuroasă. Bine, strălucitor, ce vreți voi să mai adăugați? Căutați sinonime, da? Dar e interesant, e Marea Preoteasă. Nu vorbesc despre Marea Preoteasă. Acest personaj ascunde multe lucruri. Nu se ascunde adevărata sa personalitate. Și o să vorbesc despre asta un pic mai mult când... O să alegeți numărul 2 și acest personaj nu doar că ascunde adevărata sa personalitate, nu vreau să scot în evidență, repet, nici Marea Preoteasă, cât nu asta e important, cât auriul îmi iese în evidență în mod special, aș spune că încearcă... Interesant. Are o atitudine așa mai poleită, dar adevărata sa personalitate este înăuntru. Depinde de voi dacă vreți să o descoperiți. Depinde de voi. Și nu oricine are această capacitate. Persoana care poate să-i descopere personalitatea trebuie să fie foarte intuitivă. Persoana. Bărba, femeia nu contează. Numărul 3. Aceste de cărți. Magician poate să mintă, poate să manipuleze, poate multe și bine și rău. La capătul, nu la capătul, în spate, avem și o Mare Preoteasă. Dacă își ascultă intuiția, poate să manifeste ce este mai bun din el, din ea. Dacă nu își ascultă intuiția, devine manipulator.
În plus, interesant aceste de cărți, pe lângă faptul că e foarte fierbinte, e foarte creativ, creator, creatoare, ce-o fi, acest personaj, vedeți, are o ieșire, de obicei pe aceasta o folosește, dar mai are una secretă. În caz de siguranță, plan B, planul B. Sau, apropo de ce am zis, în funcție de ce manifestă, dacă manifestă, sau în funcție de cum își ascultă intuiția, dacă își ascultă intuiția, manifestă ceva. Iese pe o cale și manifestă un adevăr. Dacă nu își ascultă intuiția, iese pe calea secretă și manipulează. Așa, ha, gata, v-am dat destule, vă puneți pauză, vă alegeți. Am simțit nevoia să vă ajut. Poate că n-ar fi trebuit, dar așa am fost ghidată. O să mai vorbesc mai ți-ar mercurul de râs. Medalioane mai vreau să zic. Ți-ar mercurul mai să fie. Așa. Hai să vorbim despre numărul 1, această inimă de sodalit. Albastru, un albastru închis. Aș spune că persoana este destul de... și o inimă de piatră. Pare dură. Dar aș spune că personajul acesta e foarte profund. E un albastru închis spre indigo, foarte profund, cu o putere mentală deosebită. Nu știu dacă o știe sau urmează să o descopere. Sodalitul are capacități de vindecare. Probabil că este într-un proces de vindecare. Apare că e în design. Nu e crăpată, dar apare ca o crăpătură. Interesant, probabil că de-aia au făcut și inima, că seamănă cu inimă frântă, dar nu e. Seamănă. Probabil că acestui personaj îi se pare că are inima frântă, dar încă, na? Îi se pare în ce sens? Ah, interesant cum vine mesajul. Trăiește iluzia unei suferințe, unei dezamăgiri. Dar dezamăgirea vine din ce fapt? Din faptul că probabil nu-și găsește, cum a spus mai devreme, încă nu și-a găsit cutia, cătarea, locul, direcția, misiunea, una la mână. Doi, încă nu s-a vindecat de această iluzie. Îi se pare că este... De ce îi se pare? În sensul că noi, de fapt, trăim... Viața aceasta este o iluzie, dar nu discut despre asta. De ce îi se pare? Probabil că confundă dezamăgirile cu rana. E o mare diferență. Una este să te mai zgârii, să te mai lovești, să te mai ridici, și alta e într-adevăr să te rănești. Și exact, foarte ciudate mesaje. Știu că pe unii vă deranjează, dar eu cred că sunt interesante. Exact cum am zis mai devreme, pare o tăietură, dar nu e. I se pare că nu e în stare, dar poate foarte multe. Este complet. Mersi de mesaj. Personajul e aproape, bine, afară de acest loc. Personajul e aproape complet, dar nu se simte complet. Nu se simte complet. Și vedeți, apropo de cătare, aici este un spațiu, mai e ceva similar pe partea asta, prin care să intre un ac și să se agațe. Această inimă a fost creată să devină o broșă. Cu alte cuvinte, inima aceasta nu și-a găsit pieptul. Ce mesaj! N-a găsit pieptul în care să bată. Și nu e vorba de a bate pentru... Da, pe de o parte nu se iubește suficient și nu a găsit încă personajul potrivit, valoros, suficient de valoros, valoroasă, de stabilă, pe care să îl o iubească. Poate că voi îi ajutați în acest sens. Poate că voi îi ajutați. Și aceste de cărți care vine tot așa cu acest fundal albastru, am zis să asociez totuși albastru, are în plus, ce are în plus? Albul și roșu. Pasiune și sinceritate. Ambele sunt plante regale, sunt flori regale. Aici este. Are nevoie de un personaj
pieptul acestui personaj trebuie să fie. Sau personajul. Înțelegeți voi, că e țar Mercur să fie. Așa. Personajul trebuie să fie o persoană loială, demnă. Și probabil că n-ai experimentat așa ceva. Ai experimentat personaje mai puțin valoroase, dar asta nu înseamnă musai că e frânt inima, nici că este incomplet. Incompletă. Ceva e o iluzie, trăiește o iluzie, ar spune. Dar trebuie cu acest albastru foarte profund să înțeleagă și are capacități, o să înțeleagă. O să înțeleagă. În timp ce am amestecat setul de cărți, a venit turnul invers. A sărit cât colo. A venit turnul invers. Cu alte cuvinte, turnul aduce trezirea, crăpătura, ce vedeți? I se pare că e rănit, dar nu e rănit. I se pare că a fost, eu știu, frânt în două, dar nu. Cu alte cuvinte, e mult mai puternic. Una la mână. Doi, rezistă transformării. Transformarea e pe cale să vină, este Uranus. Din punctul meu de vedere, acesta este Uranus. Vine într-un mod neașteptat și aduce schimbare. Este teamă, încă e teamă de schimbare, încă e teamă. Aici este iluzia pe care o trăiește. De teamă să vadă că totuși e complet sau completă. Și ce legătură are cu voi? Are. Că într-un fel sau altul voi îi ajutați. Prezența voastră în viața lor îi ajută. Am zis, etalarea este ce gândește. Am dat câteva elemente despre personaj în general, ca să vedeți dacă se potrivește. Posibil cu acest albastru să fie ceva element de aer-apă. Uranus, iar, este important în relația dintre voi. În sinastria voastră este important acest Uranus. Dar este o teamă. E o teamă de a se trezi la realitate, de a renunța la vechea construcție. La pieptul sau la, eu știu, pentru care sau la care a bătut, la oamenii care l-au dezamăgit, încă nu poate să renunțe la acești oameni, urmează. Repet, poate că voi îi treziți pentru că Uranus aduce trezire. Încă e teamă. La capătul setului de cărți, iau-te, magicianul e teamă, încă nu știe cum să manifeste. Ah, și soarele. Va fi o discuție între voi. E un pic încăpățânat acest personaj. Poate. Poate influențat de un tată, de o familie, de un soț, de o energie masculină încăpățânat acasă. Ideea este că personajul care l-a influențat până acum îl va influența mult timp și să fie stabil nu e o problemă, să fie excepțional de încăpățânat e o problemă. Dar comunicarea, va fi o comunicare cu voi care va aduce, uite, soale, adevărul, lumina și va ajuta să înceapă ceva nou, să manifeste. Poate acel aspect de personaj stabil, creator și nu încăpățânat. Sau încăpățânat. Mesaje. În fine, hai să vedem ce gândește despre voi. Data. De două ori. De trei ori. Ce gândește? Iată. Sunteți misterioase, misterioși. Încearcă să se detașeze și să se concentreze pe muncă. Acolo vor să creeze ceva. A, și cu turnul invers. Este teamă să întrerupă definitiv legătura cu voi. Ce gândește? 6 de cupe. 8 de monede. Wow!
Apropo de inimă, voi sunteți pieptul pentru care, la care ar bate. Doamne, Domn, ce-ți fii, că atunci când doi oameni se înțeleg, prieteni sau iubiți, uneori simt nevoia să se îmbrățișeze. Și când te îmbrățișezi, te apropii cu capul, cu sufletul de pieptul celuilalt. Bărbat, femeie, nu contează, senzația este foarte plăcută. În primul și în primul rând gândesc că este un sentiment, nu musai de deja vu, poate pentru unii, da, poate pentru alții, ba, un sentiment de familiaritate. Să simt bine în preajma voastră. Gândesc că se simt bine, cu alte cuvinte, gândurile devin emoții și aici este iluzia în care uneori nu știu să discearnă între gânduri și emoții. Gândesc că această întâlnire dintre voi le este de ajutor, se regăsesc, își regăsesc acea latură pe care până acum n-au înțeles-o, au considerat-o pierdută, dar era în ei. Gândesc că trebuie să muncească foarte mult ca să fie personaje stabile în viața voastră, ca să se apropie cât de cât de valoarea pe care voi o aveți, apropo de valoare. Gândesc că sunteți foarte frumoși, foarte frumoase. Pentru unii, în funcție de vârstă, sunteți și înțelepți, înțelepte. Pentru că împărăteasa este înțeleaptă, nu e doar frumoasă. Cine își închipuie că împărăteasa reprezintă doar o frumusețe, greșește. Nu este genul de femeie care se gândește doar la cum se machiază, cum își face unghiile, ce hăinuțe își pune pe ea și cum își coafează părul. Nu asta înseamnă împărăteasa. Este o forță creatoare, este puterea iubirii, interesant, apropo de dragoste. Și undeva simt, intuiesc, că voi îi învățați să se iubească, îi învățați să iubească și își doresc să muncească pentru voi. Probabil că ei nu sunt, apropo, că n-au casă, nu neapărat că n-au casă. Dar uite, interesant de îndepărtare. Chiar dacă v-ați întâlnit într-o zonă familiară, în cartier, într-un cartier în care amândoi ați locuit sau v-ați știți din copilărie sau vă știți dintr-o zonă confortabilă. Am senzația totuși că unul dintre voi este mai bine financiar, nu musai bogat, mai bine financiar decât celălalt. În mod special, cred că voi totuși sunteți mai bine financiar, repet, nu musai bogat, poate unii sunteți mai bogați, da? Clar. Și acest personaj se simte oarecum frustrat că nu are ce aveți voi. Casa voastră, grădina voastră, averea voastră, moștenirea voastră. Dar dacă nu-i vorba, nu se de o bugăție, așa, să zicem, unul poate are casa, altul are apartament, unul are mașină mai bună, celălalt are o mașină mai puțin bună, unul are mașină de lux, altul mașină simplă. Chestiuni de genul acesta, da? E un sentiment de, apropo, insuficiență, că ei nu sunt suficienți, că ei nu sunt doar jumate cât sunteți voi și trebuie să muncească. Ia, să vezi că iar mă ajungesc cu talarele. Hai să vedem cum gândesc, ce gândesc despre ei, ce gândesc despre voi. Despre ei, o dată, de două ori, de trei ori. Pasiune mare au cu regele de bâte, dar ascund multe emoții. Au și putere, probabil. Dacă vă gândiți la un bărbat, probabil acest bărbat este într-adevăr în al binefăcut, viril, whatever, dar își ascunde emoții, este teamă de această lume emoțională. Interesant. Posibil semn de aer sau un om care își face foarte grijă, foarte multe griji. Dar, cum am zis, are capacitate intelectuală, poate să vadă lucruri din toate unghiurile. Depinde. Dacă interesant, chakra a patra, inima, e chakra inimii. Deci gândește și face foarte multe gânduri. Dar dintre toate gândurile, încă n-a descoperit acela în care
să creadă în sufletul său, în potențialul său, în regalitatea, în aurul, în valoarea sa. Și mare de lucrat. Eventual voi îi ajutați, pentru că împărăteasa este plină de compasiune, de înțelegere, de empatie. Repet, nu e chestie doar de frumusețe fizică. O dată, de două ori, de trei ori. Știu că sunt isteți, însă nu știu dacă au înțeles că pot deveni și înțelepți. Vulturul, interesant, cum vă văd pe voi? Am senzația, Nu și 10. Cum se văd pe ei și cum vă văd pe voi? Am senzația că vulturul acesta reprezintă o situație prin care voi treceți în ultima vreme. Nu știu cine e aici, în poziția de împărăteasă, personaj frumos. Vulturul o chestiune care ține de o dramă, de o energie destul de intensă și negativă, de suferință. Poate că vă îmbrăcați în negru, poate încercați, interesant, poate încercați să păreți mai sumbri decât sunteți, dar ei știu că voi sunteți așa, sunteți, trup și suflet. Pentru oameni, în general, chiar și pentru ei, chiar dacă sunt prieteni, amici, cunoștințe, colegi de lucru, de muncă, sunteți trup și suflet pentru idealuri înalte și totuși păreți, interesant, păreți sumbrii. Și am impresia că e un semn de întrebare, se întreabă, dar de ce? De ce? Poate că unii dintre voi, vulturul ăsta, mă duce cu gândul la un doliu, poate. Un dor, o suferință, pierderea cuiva. Da, dar vedeți, la capătul setului de cărți și voi urmează să ieșiți din acest întuneric, din această perioadă, probabil că aici e asemănarea totuși dintre voi, o perioadă sumbră, și să vă regăsiți lumina. Și să vă manifestați așa cum sunteți voi în esență. Asul de spade. Interesant, amândoi aveți semn de aer. Cu alte cuvinte, aici a apărut un soi de as de spade, mai devreme a apărut inima, oul de aur. Un potențial foarte mare este între voi, dar depinde cât munciți acest potențial. Acest personaj este muncitor, și are vitalitate. Interesant ce mai simt. Că vorbim de ce gândesc despre voi. Pe de altă parte, dacă voi treceți printr-o perioadă sumbră și recunoașteți această carte ca reprezentându-vă un aspect din viața voastră, sau reprezentând un aspect în viața voastră, acești oameni se gândesc. Printre multele gânduri pe care le au, cum puteți să fiți amabili în condițiile în care voi tocmai treceți printr-o situație foarte grea, printr-o dramă? Cum puteți să fiți amabili în continuare? Și eventual să munciți, că aici este opt, e transformare, e alchimie. Transformați plumbul în aur. Să vă transformați viața într-un succes teribil, să vă transformați din persoana aceasta eventual tristă, sobră, în aparență întunecoasă, să vă transformați într-o ființă de lumină, de dragoste. Poate că ați mai fost, poate că... Iar, e ceva o dramă. Pe de altă parte, vulturul
Este pasăre răpitoare, ca și bufnița, dar este mult mai feroce. Posibil să-i gândește acest personaj că voi sunteți, puteți să fiți mai dur decât ei, în cazul în care ei sunt nevoiți de viață să exercite anumite, atitudini, să zicem. Ce gândesc despre voi? Interesant, doi de cupe. Că vă asemănați totuși în niște privințe. Că puteți colabora. Ce gândesc despre voi? De două ori. Ce gândesc? Regina de bute. Că sunteți foarte pasionale, eventual. Foarte sexy. Dar, vedeți? Tot așa, îmbrăcați în negru. Probabil că vă îmbrăcați altfel. Și totuși sunteți sexy. Dincolo de... Vedeți, e o renaștere. 10 de bâte. Regina de bâte. Asul de bâte. E o renaștere care se întâmplă în viața voastră și ei probabil că o văd. Da. Urmează să vă reechilibrați viața și să vă schimbați viața. Poate că ceva din această schimbare sau la această schimbare participă și întâlnirea dintre voi într-o anumită formă. Da. Regina de bâte, sunteți hot, hot, hot. Chiar dacă. Și intimidați, aici este cu vulturul și cu regina de bâte și împărăteasa, intimidați. Păreți duri, dure, uneori. Oamenii nu se pot juca cu voi. Nu sunteți. Ați văzut, regina de bâte avea și biciu. Nu. Ia uite, împărăteasa, valetul de cupe și cavalerul de bâte. Exact. Gândesc că sunteți foarte frumoase, foarte frumoși. Că manifestați, sunteți pe care să manifestați ceva, țineți focul în mâini. De ce puteți să țineți focul în mâini? Pentru că aveți apa în spate, aveți pasiune și emoții. Vedeți, focul și apa, acum gândesc la temperanță, aveți o capacitate de a vă echilibra forțele. Posibil, azi, oamenii ăștia nu sunt proști și văd, vă observă. Interesant, dar o observă cu bufnița. Vă observă de ceva timp. În viața de zi cu zi, când vă întâlniți, când schimbați niște, poate nu daruri, poate schimbați ceva, poate faceți comerț, poate sunteți clienți, ei vă sunt clienți într-un, la locul de muncă, faceți schimb de ceva, dar observă. Observă, interesant, transformarea voastră. Dar apare de două ori împărăteasa și nu-i de acolo. E o confirmare, când apare de două ori, aceeași carte, în seturi de cărți diferite, e ceva. Ce mai gândesc? Că, wow! Cartea asta am meditat, mi-a venit niște idei de câtva timp. Valet de cupe. Vedeți, aici este un personaj îmbrăcat ca și în secol, în combinație de renaștere cu secolul 19, steampunk, pardon, da? În primul rând vă îmbrăcați altfel decât restul lumii și asta confirmă și faptul că aveți un aspect clasic într-o lume foarte modernă. Deasupra este un avion cu reacție, nu? Sper că așa zi. E bine, da? Pe lângă faptul că sunteți, aveți în spate o lume emoțională exact ca și aici, da? Aveți multe emoții, nu arătați decât o parte din ele. De-aia am zis, arătați doar o parte. Lumea nu știe exact ce simte. Dar oamenii ăștia vă observă. Aveți o tristețe totuși. E o tristețe, vedeți? E o tristețe. Uneori, și un exces de ce e aici? Ah, interesant. Asta ce este? Roșu în obraz sau inima? Acum o văd. Văd prin cameră. E o inimă. Probabil că v-ar săruta. Vă machiați bine, vă aranjați bine când ieșiți în public.
Da, și apăresc foarte frumoși, dar e o frumusețe tristă. E o frumusețe tristă, că probabil ceva vă lipsește, poate ce am spus la început se potrivește și la voi. Dar, repet, sunteți unde parcă veniți dintr-o altă lume, poate... Valetul de cupe. Și comunicarea, felul în care voi vorbiți, vă exprimați chiar emoțional, este out of space. Mie îmi place teribil expresia asta. Chiar la un moment dat făcea parte din avatarul meu. Sunteți dintr-un alt spațiu, dintr-o altă dimensiune. Oamenii nu pot să vă încadreze. Apropo de când nu aveți casă, nu vă pot încadra. Poate acest mesaj se referea la voi, din perspectiva lor și a lumii și nu știu a cui. Dar ce gândesc despre voi? Sunteți atrăgător, atrăgătoare. Dacă ar fi să fie o chestiune sexuală între voi, apare cavalerul de bâte și-ar dori un copil cu voi. Măcar la modul ideal, pentru că sunteți frumoși, frumoase, apare împărăteasa de două ori mamă, cu alte cuvinte, valetul de cupe care uneori reprezintă copilul, 8 de monede care reprezintă transformare, cavalerul de bâte care reprezintă aventură, inclusiv sexuală, și 6 de cupe ca o recunoaștere, un acasă. Dar clar, sunt atrași de voi, cavalerul de bâte, nu contează că sunt femei, bărbați, sunt atrași de voi. Din punct de vedere sexual, există atracție. Există o explicație. Ai vrea să investească. Oh, îndrăgostiți în această dragoste. Dar probabil trebuie să... Ei trebuie să mai muncească, să mai pună la pușculiță, pentru că am senzația că voi aveți mai mult decât ei. Dar iau, te vor să... vor să investească. Iau, ce nebunul. Se gândesc că dacă vor ceva cu voi să se manifeste, colaborare, chiar dacă la bază e dragoste, e atracție, să zicem o colaborare. Trebuie să muncească, pentru că ei nu au cât aveți voi, gândurile lor. Hai să vedem. Alte gânduri odată. Două. Da, se gândesc, interesant. Nici n-am apucat să tai cărțile. Se gândesc cum, probabil, pentru că sunteți atât de frumoși, frumoase, sunteți cu alte persoane și ei sunt singuri. Alte persoane vă iubesc, vă adoră, că meritați și ei sunt singuri. Hai. Odată. Am văzut și cavalerul de spade. Șocați, apropo de trăsnet. Îi șocați oarecum. Sunteți ceva ce ei n-au experimentat până acum, în sensul acesta. Și unor le teamă, alteori parcă totuși, parcă ar îndrăzni, dar Valetul de bâte, v-ar săruta, v-ar atinge cu 6 de bâte. Dar apropo de piept, apropo de piept, probabil, dacă sunteți și bărbați, dacă lucrează, dacă fac sport și arată bine, au piept frumos, da, de ce nu? Interesant. E o comunicare care plutește în aer. Și această comunicare aduce un sentiment de victorie. Iar o diferență, vedeți? El e mai... Ea e mai de clasă. El nu e chiar așa. Dar probabil că totuși ceva vă permite să... V-ar permite, dacă vreți. V-ar permite să fiți împreună și să fiți satisfăcuți unul de celălalt. Acest personaj, dacă e bărbat, e foarte, foarte atras de voi. Și pentru unele doamne, acest bărbat e posibil să fie de o clasă un pic mai joasă decât a voastră, să zicem. Poate nu la fel de educați, mai muncitori, dar nu contează. Evident că acest lucru poate să fie și invers, să fie femeia de o clasă, să zic, mai inferioară, mai, în fine, o leac acolo. Dar iar nu contează.
Dar apare valetul de bâte, șase de bâte, iar elemente de foc. Și toate sunt, din punct de vedere fizic, foc, foc, foc. Și totuși încearcă să aș spune, să-și consume acest foc în muncă. Ca să uite de aceste gânduri, aș spune. Da, iar, și-ar dori un copil. Mare grijă. Dacă, bine, din punctul meu de vedere, să faci sex sau dragoste neprotejat cu un personaj pe care nu-l cunoști, mi se pare o mare prostie. Chiar prostie în aceste vremuri, dar avertizăm. Faetonul și steaua, interesant. Și 8 de monede, iar. Și temperanța, și 9 de cupe. Ei gândesc că au suficientă încredere și speranță că pot munci această relație, că pot echilibra, că vă puteți echilibra unul pe celălalt, că vă puteți vindeca, că vă puteți împlini dorințele. Apar ca și zodii, marcaj de ap, de aer, am văzut la nivel mental, e o conexiune la nivel mental. Dar totuși sunt multe emoții. Și foc și pământ, de toate elementele apar. Vreau să spun rac, vărsător, am văzut și pești, fecioară, capricorn, taur. Taur! Mai puțin capricorn. Taur, fecioară. Vreau să mănânci. Săgetător. Da. Ce gândesc despre voi? Iar, doamne, domn, nu știu, nu contează pieptul. Am spus că sunt foarte atrași de pieptul vostru, de spate, da? Înțelegeți voi? Spate ar trebui să pui și eu ceva să nu se vadă cum fac oamenele. Să nu se vadă că rușine pentru YouTube, rușine. Așa, picioarele, iar, pentru unele persoane. Unii sunt atrași de picioarele voastre, dar... Deci, da, vedeți cum se agață ea de el. Probabil că totuși e o diferență și de înălțime. Dar nu obligatoriu. Dar se gândesc că dacă ați comunica, ar manifesta un anume tip de victorie. De apropiere. Evident că nu ar pune mâna pe voi muse de la primele întâlniri. Dar e o apropiere, gata, m-am apropiat de acest personaj, cu această comunicare. De acum încolo poate vom avea și alte comunicări și încet, încet, cu oarecare doză de curaj, cavalerul de bâte, de îndrăzneală, de pasiune, putem ajunge la acest as de bâte. Putem să ajungem chiar în pat împreună. Dar nu e vorba doar de pat, e vorba de un nou proiect, ceva creativ. Ori. Victorie, măi! Da, cum, ce gândesc? Că sunteți victorioși, victorioase, cuceritor, cuceritoare, că ați cucerit foarte multe și își doresc oarecum să fie și ei ca voi. Interesant. Cel care îi controlează pe alții, fiți atenți, este puternic, dar cel care se controlează pe sine... este și mai puternic la uță. Probabil că voi vă controlați și aici învață ei chestia asta. Ce mai era? Devoțiune și vise împlinite, apropo de 9 de cupe. Interesant. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Mai. Asta gândesc despre voi. Iar fericire domestică și afecțiune devotată, whatever, da? Tot o chestiune de devotament. Ar palpita, să zic, pentru voi, pentru pieptul vostru, la pieptul vostru. Ar suferi și ar iubi pentru voi altfel decât au făcut-o până acum. Dacă a renunțat la acea iluzie. E o iluzie acolo.
Gândesc, ce gândesc. Apropo de planta agățătoare, s-ar urca pe voi, s-ar agăța de voi, s-ar... În primul și în primul rând ca ideal, ca stabilitate, ca... Da, le dați un sentiment de stabilitate, de împlinire, de completare, pe care nu l-au avut lângă ceilalți. Deși, repet, ei în... au aceeași putere ca și voi. Oarecum. Eu te exprimă dragostea prin daruri, dar a venit invers. Posibil că și-ar dori să vă facă un dar, să exprime cât de apreciat sunteți, dar nu-și permit, de-aia am văzut, își pun bani la pușculiță, muncesc. Și 19 este numărul soarelui, a venit invers. Este ceva, o notă de tristețe între voi, dar interesant. Union of Hearts, e o speranță totuși. Chiar dacă e o tristețe, chiar dacă e o supărare undeva în viața unei altuia, există empatie. Dacă voi treceți, interesant, am văzut fulturi, dacă voi treceți printr-o dramă, printr-o situație neplăcută și îi simt, am zis că vă oglindiți, amândoi sunteți prădători, inteligenți, cuvântați, inspirant, dacă e cazul, vedeți lucrurile de la distanță, vedeți în perspectivă, sunteți foarte inteligenți amândoi, foarte profunzi, dar aici este interesant cum se așează cărțile într-un final. Este empatie. Empatizează cu voi. Vedeți, roșie și albastru, voi vă completați. Deși, cum am mai zis eu de-a lungul timpului, că am văzut îndrăgostiții, noi avem acest masculin și feminin în noi înșine. Dar e o educație undeva, viața unora, că avem nevoie de o altă persoană să ne completeze. Da, se va întâmpla ceva, 2 și cu 8, 1. Se va iniția un gest din partea unui altuia. Hai să vedem totuși care sunt intențiile, iar am vorbit mult odată. Dori. Ceva se va întâmpla că veți fi împreună într-o anumită formă. Deocamdată unul posibil să aibă probleme financiare, să simtă abandonat. Ia. Intențiile, 3 de cupe, să fiți împreună. Să fiți împreună. Să vă bucurați unul de celălalt. Asta este intenția, să vă bucurați, să fiți prieteni, măcar amici, prieteni, colaboratori. Să fie în cercul vostru de prieteni sau voi, într-o anumită formă. Ia uite, Marea Preoteasă. Intuiția le spune că ceva va fi între voi și că veți fi fericiți. Chiar dacă acum își fac griji. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Am vorbit cam mult, o lecuță, și am vorbit mult la început și bine, și etalarea a fost lunguță, dar sper că v-a plăcut. Băi, sper, da? Că dacă nu sper, nu fac nimic dacă nu sper. Hai să punem cărțulile deoparte, să începem să vorbim despre ordonată tarotelo. E ordonată. Să începem să vorbim despre numărul 2. Pe 1. În primul și în primul rând, cei care ați ales numărul 2, aveți ceva planete în semnul racului. Fără comentarii. Ceva, nu știu, casa a patra, semnul racului, aveți ceva în semnul racului. V-ați ales pe 1 pentru că l-am primit de la prietena mea. Răcușoară, draga mea doamnă, sper să asculți ce-o ieși aici. Hai să vedem ce-o ieși. Am zis, personajul la care vă gândiți ascunde sub un aspect poleit, ascunde lucruri. Nu neapărat că ar fi un personaj mincinos, ascunde. Poate chiar un mare potențial, Marea Preoteasă. Spiritual, potențial spiritual, la care încă n-a ajuns, dar rămâne de văzut. Ascunde. Cupa 1. Eu inițial am zis că acesta este, dar și așa, în continuare îl văd totuși turcoaz, deși e mai spre verde. Turcoaz ține de comunicare. Comunicarea dintre voi este foarte importantă, una la mână, dar acum în altă lumină, la ora aceasta, pe 2 mai, îl văd spre verde.
Comunicarea trebuie să fie din suflet, să vă deschideți sufletul. Sufletul unuia dintre voi este țăndări, țăndări, țăndări. Probabil din cauza egoului, probabil unii din, veniți dintr-o familie mai specială, nu toată lumea, dar unii cu acest păun veniți dintr-o familie regală sau foarte importantă, regală, știți cum e, regală era pe vremuri, foarte importantă. Potențial financiar, chestii, genealogii, scuzați-mă că mai ales eu cu voi, că acum dacă tot am avut și o probleme, necazuri, na, mai râs și eu cu voi. Da, o genealogie mai special, dar cine e în această familie mai specială are sufletul țăndări, țăndări, țăndări. Încearcă să pară adunată, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce ar mai fi. Unul dintre voi, mă special, personajul la care vă gândiți, are un fel de a fi, sau cel puțin pare că se laudă. Nu știu dacă chiar încearcă să se înfoaie în pene, dar are așa un fel de a fi mai... Se împăunează, apropo, e un cuvânt românesc. Se împăunează. Ca să ascundă această inimă frântă. Ha, interesant. Mi-aduc aminte de cartea care a reprezentat pe unul. Probabil că unul, acest personaj, mai dintr-o familie mai specială, care se împăunează, probabil că are cu ce, e frumos, e frumoasă. Dacă o fi având și bani, dacă o fi având și succes, are motive, să zicem. Să zicem. Știe că atrage privirea, privirile, știe. Dar ce gândește despre voi? În această perioadă a apărut, uite, regina de monede. Asta gândește despre voi. Că voi, poate că voi le dați stabilitate, că tot au inima frântă, țăndări, îi ajuta să se adune. Să se adune, să se concentreze. Îi sudați. Aveți respect față de voi, aveți stabilitate, nu aveți nevoie de ajutor financiar. Bine, întotdeauna pică bine, un pic, mai ales dacă personajul e mai cu bani, pică bine un pic de ajutor. Ar vrea să investească cu 7 de monede, vedeți? Ar vrea să investească, se gândește, că lângă voi s-ar simți fericiți, s-ar simți împliniți, apropo de dragoste. Și dacă a fost un refuz, vor să treacă cu cavalerul de bâte peste acest refuz. Cu alte cuvinte, și-au cam propus să investească în acest vis. E un vis frumos. Că veți fi împreună, pentru că voi aveți ceva. Aveți o tandrețe, aveți creativitate, aveți stabilitate. Sunteți cu picioarele pe pământ și capul pe umeri. Aveți o frumusețe și pământeană și extrapământeană în același timp. Și vor să investească în voi. Și dacă a fost vreodată vreun refuz din partea unui altuia, se va trece peste acest refuz data viitoare sau când se va întâmpla să investească, să vină să vă cucerească, niciun refuz nu le va sta în cale, pentru că vă urmăresc de ceva timp și au ales, interesant, și sunt ghidați, nu doar că au ales doi de bâte, sunt și ghidați eventual de cineva. Cineva îi ajută, eu acum așa văd marele preot, ca un ghid. Au pe cineva cu care se sfătuiesc, sunt ghidați să investească. Iar 7 de monede, asul de monede, să vă ofere ceva. Și ce să facă? Ia uite, să manifeste alături de voi, uite, dragoste, am vorbit și pasiune, băi, și victorie, câte mânci și steaua, și putere... Probabil că, nu știu, ceva s-a întâmplat. Ce acel ghid, marele ăsta preot, ce ar putea să fie? Ce fel de ghid este? Ei simt că împreună puteți să manifestați un cuplu puternic, pasiune, dragoste, stabilitate, victorie, tot ce și-au dorit steaua. Am vorbit de un personaj puternic, de personaj care atrage privirile. Nu știu care din voi atrage, dar se dorește o
O manifestare, aș spune, cât mai rapidă. Rapidul ăsta, știți voi cum variază rapidul. Rapidul, nu mai știu. La fotbal ce mai face rapid. Dar variază. Hai să vedem. Și încă n-am început etalarea. Ați văzut apărut și zodia racului, regele de cupe? Pești sau scorpion? Ne mai am un cafea cu scorțișoare, vă rog frumos. Ca să-mi scadă indicele glicemic. Dacă mănânc prăjiturile alea. Da. Probabil acest personaj a fost mai concentrat pe sine. O leacă mai egoist, dar se va manifesta cum o comunicare, un nou început. Și personajul e determinat să se lupte pentru stabilitate, pentru o colaborare. Când vorbesc de 2 de cupe, îndrăgostiții, 4 de bâte, eu nu mai vorbesc despre dragoste, pentru că unul se poate confunda dragostea cu colaborarea și voi să așteptați o mare dragoste și să fie un potențial de colaborare sau de prietenie sau de ceva frumos. Deci am văzut în dragostiții ceva este, însă. Hai să vedem. Și gândește acest personaj despre voi odată. De 2 ori. De 3 ori. Deocamdată ascunde o oarecare indecizie. Apropo că am zis că ascunde ceva. Trebuie să aleagă între un fel de interesant, între un fel de a trăi fals și un fel de a trăi corect cu voi. Și pasionat și corect. Trebuie să învețe să îmbine pasiunea cu corectitudinea, pentru că sunt unii oameni care nu înțeleg cum merge să fii și pasionat și corect și loial. Dar se poate. Cavalerul de spade. Regele de spade, am zis că ascunde. Ce gândește. Dar, 8 de bâte. A gândit. Asta e bine. Gândește. Măi, când un om gândește, este minunat. Mi-e plac oamenii care gânditori. Dar a gândit acum, în foarte curând timp va comunica. Cavalerul de spade. Poate și voi ați comunica cu ei într-un mod neașteptat, nu știu. Dar apare comunicare. Toate cele 3 cărți reprezintă comunicare. La început bruscă, riscantă. Poate că unul dintre voi a comunicat cam impulsiv și s-a lăsat o oarecare tăcere. Tăcere necesară ca să regândiți o strategie de recucerire. Am zis, dacă a fost un refuz, se va trece. Nu mai vrem refuzuri, găsim noi o modalitate să cucerim acest, sau să vă cucerească, pentru că, oricum, știu că sunteți foarte inteligenți, inteligente, da? Regele de spade este central. Îi reprezintă și pe voi, dar și pe voi, și pe ei. Ce gândesc despre voi? Trebuie să facă ceva. Data trecută au fost impulsiv, cavalerul de spade. Acum trebuie să facă ceva. Eventual poate o chestiune și de călătorie. Cu 8 de bâte. Peste hotare, peste mări și țări. Vor să vină înspre voi sau să veniți voi înspre, nu știu, depinde care cum are putere financiară. Unul are putere financiară mai mare decât celălalt. Dar e o chestiune de comunicare, de călătorie și de manifestare. 8 aduce schimbare. Bine, aduce și pasiune. Multă, multă, multă. La care nu faci față. Adică, n-ai cum să... Hai, la o bâtă faci față, la 2. Da, dar la 8 mai greu. E un bombardament acolo. Ce se întâmplă? Poate o atitudine o leacă mai narcisist, dar, eu știu, cu ceva eforturi poate... Oamenii sunt crescuți într-un anumit mediu, au așa tendințe egoiste, dar cu ceva eforturi, cu stabilitatea pe care o aduce regina de monede, îi puteți aduna un pic și învăța să iubească, autentic. Adică inima lor e țăndări. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade, da, ce gândesc? Știți, cărțile mi arată, da, că voi sunteți înțelepți, înțelepte, că sunteți inteligenți,
Dar aș spune că prima carte îi reprezintă pe ei. Dorința lor de a cuceri, de a vă cuceri. Cavaler și rege poate să fie o diferență de vârstă. Distanță e destul de mare între voi. Iar valetele de spade, comunicare. Comunicare. A fost cândva o comunicare imatură care s-a lăsat cu detașare emoțională, aparentă, 8 de cupe. Dar în această tăcere apare 3 de bâte și luna, o regăsire a speranțelor, a visurilor și a dorinței de a manifesta ceva nou. Ia uite, de a manifesta ceva îndrăgostiți, asul de monede și îndrăgostiții. Dacă v-au părăsit, dacă aveți probleme, dacă există niște probleme, se dorește totuși. S-a gândit, aici este strategia la care se gândește acest personaj. Cum să manifestați totuși ceva nou? Pentru că dragoste este dorința de stabilitate, este, dar a fost... În trecut a fost o comunicare imatură din partea unuia dintre voi. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Cum vă văd ei? Cum vă văd? Cum gândesc că sunteți în această perioadă? În primul rând, cum gândesc despre ei? Unde sunt ei? Odată. Asta? A zis că sunt închiși. Nu și arată emoțiile. Ia, proscuța testoasă. De obicei, ce este? Pentru mine, semnul racului. Racul e cel mai ascuns dintre semnele de apă. A spune că e comunicativ, dar racii sunt vorbăreți, racii, când dacă reușesc să prind subiectul, sunt vorbăreți, dar mai puțin despre ceea ce simt. Și probabil când vorbesc despre ceea ce simt, o fac într-un mod atât de neimpulsiv, aș spune. Poate că și sperie, nu te aștepți. Nu știu, chestiune de... surpriză. Și totuși interesant apare broscuța. Tot element de apă. Prințul care, broscuța care se transformă în prinț. Interesant. Apropo de semn de cineva dintr-o familie mai bună, dar probabil că acest personaj... are multe daruri, dar aș spune că cel mai special dar este faptul că v-au întâlnit pe voi și că voi îi ajutați să se adune. Rămân la regina de monede. Ce gândesc despre voi? Broscuța asta vine foarte greu. Tot semn de apă. Apă și apă. Ceva a fost între voi, pentru că acum gândesc că s-ar putea să... de-aia trebuie să aibă scutul pregătit, da, știi? Racul are dreptate. Uneori, așa zic ei. Așa zic ei. Dar vedeți că ei sunt aici. Ia uitați. Ia uitați cum seamănă. Verde și crăpătură. Că ei au inima țăndări. Dar în drumul ăsta către voi e un drum. 8 înseamnă transformare. Se transformă și se adună. Ideea este că ce gândesc despre voi, cred că e o leacă de teamă. E o leacă de teamă că s-ar putea să-i puneți la punct. Sunteți și voi inteligenți, inteligenți emoționali și că... nu acceptați orice imaturitate, aș spune. E cavalerul. Nu acceptați imaturități și nici imaturi și nici jocuri. Probabil că ei așa vă percep. Mai duri. Urechinul. Mai duri. Asta e gândul lor. Din acest motiv se gândesc cum, în strategie, cum să vină să vă cucerească. Și știți de ce?
Pentru că undeva în sinea voastră și voi vă ascundeți emoțiile și voi aveți un grad de timiditate. Cu alte cuvinte, vă oglindiți. Însă fiecare se manifestă diferit. Aveți niște talente ascunse, aveți niște emoții pe care și o blândețe și o dragoste și potențial pe care încă ori nu le știți, ori nu le-ați manifestat, ori le protejați prin această atitudine mai dură. Adică aș spune că de cât timp vă observ acești oameni, au înțeles că, deși au și ei o carcasă și voi aveți, poate a voastră este mai dură decât a lor. Da. Pentru că ei totuși vor să placă. Voi, pe voi nu vă mai interesează dacă plăceți sau nu plăceți. Voi spuneți ce e în gușă și în căpușă, cam așa. Curățăm cărțile cu rechină. Ce e în gușă și în căpușă. Și avertizați oamenii de... Băi, nu te apropia de mine că nu-i cazul, n-am chef de joacă. Ce gândiți despre voi? 5 de spade. Eu un conflict. Probabil niște argumente, poate nu s-a înțeles ceva. În felul în care ați comunicat la un moment dat, cândva sunteți mai argumentativi. Nu se poate discuta orice, oricum cu voi. 5 de spade. Interesant, dar se, întâlnirea aceasta este de destin între voi și urmează să se schimbe energia și să mărturisiți, să zic un adevăr. Regele și regina de spade, zic că vă... Nu știu, să colaborați. Să fiți împreună. Am văzut mai devreme regele și regina de monede, acum regele și regina de spade. E o oglindire între voi. Aici apă, aici apă. Și regina de cupe. Și mai devreme era regele de cupe. Da? Și emoțional, și mental, și poate chiar și financiar. În sensul că poate nu aveți la fel de mult ca ei dacă sunt de o familie mai bine financiară sau mai specială, dar munciți, vă creați stabilitatea voastră, vă creați micul vostru rai, micul vostru regat. Ce gândesc despre voi? O dată. Vă potriviți mai? Eu te steau. Încă visează să fiți împreună, să vă bucurați unul de celălalt. Că puteți străluci și că îi atrageți. Ia uite, cavalerul de spade de 2 ori și a ridic vocea, 6 de monede. Aici e strategia, cum să echilibreze situația. Și eremitul. Caută soluții, e tăcere. E tăcere între voi, dar analizează. Poate că la mijloc între voi este și un contract. Apare balanța ca și contract, dar se gândesc cum să vină, să dezghețe atmosfera, să echilibreze financiar. Poate unii dintre voi, dintre ei vor să vă ajute financiar, nu știu. Posibil. Mai vreau o carte după eremit. După eremit, regina de cupe. Da. Și se exprime nu doar pasiune și emoții după o perioadă de tăcere. Și eventual să explice totuși, că e o chestie de explicație. Tăcerea aceasta a fost din cauza unui contract. Că o fi căsătorie, că o fi contract la locul de muncă, a fost din cauza unui contract. Poate chiar distanța are legătură, nu știu. Vedeți, voi știți ce în viața voastră. Am simțit nevoia să mai am încă o carte ca să nu se termine la eremit. Astea vor să vă cucerească. Să exprime dragostea. Se gândesc. Și de fapt, la ce se gândesc? Exact, că sunteți doamna inimilor sau domnul, regina de cupe. Cred că totuși vorbesc multor doamne despre un domn, da? Mai devreme a fost regina de monede, acum de cupe. Îi adunați. Repet că trebuie să repet. Le dați stabilitate, consistență
Și totuși, chiar dacă păreți duri, dure, ei știu, aici este eremitul iar care analizează, ca și regele de spade, analizează în tăcere, știu că totuși, și voi aveți o inimă, e verde totuși, o inimă de aur, aș spune, o inimă care totuși simte pentru ei ceva. Și poate această inimă țăndări are legătură cu o comunicare din trecut, dintre voi doi, nu știu, sau poate din alte motive are acest suflet țăndări, dar regina de cupe aduce soluția, aduce vindecarea. Dacă n-ar mai comunica impulsiv și ar fi în echilibru și ar fi mai atenți la detaliu, că asta face eremitul, e atent la detaliu. Și ar căuta lumina, că eremitul caută steaua pe care am văzut mai devreme, lumina pe care o văd de la distanță încă. Aș spune că relația dintre voi s-ar vindeca. Ia. Foarte atrași de voi. Foarte atrași. Dar ceva neașteptat s-a întâmplat, turnul. La un moment dat s-a întâmplat o separare, dar la fel de brusc va veni, să zic, și reunirea. Dacă nu vreți, e problema voastră, dar pentru că voi văd că sunteți aici într-o energie, cel puțin din perspectiva lor, e așa, vă văd. Șase de spade. Iar o distanță între voi ar rupe orice blocaj, orice lanțuri. Vă țin departe de ei. Vreau să zic hainele de pe voi, dar în fine. O dată. Ce gândesc? Justiția. Asta e. Gândesc că trebuie să fie corecți. Să exprime în echilibru, să exprime elegant, să... Ce gândesc? Că voi sunteți corecte. Corecți. Că aveți o viață sexuală, apropo de viață sexuală, casa 8-a și 8-a. O viață sexuală echilibrată. Că sunteți persoane fidele și atunci ei trebuie să fie la fel. Uite, moarte. Moarte și după dezamăgire, moarte și renaștere. Dragostea asta îi face să sufere, dar să și renască, aș spune. De trei ori. Ce gândesc despre voi? Patru de bute, cavalerul de spade, bine că nu se vede partea de jur. Iar apare eremitul. Mai tăcere. Probabil că cineva are planete în zodia fecioarei. Planete. Hai totuși, mai dăm o carte, iar. Vă urmăresc oamenii ăștia de la distanță. Ce gândesc despre voi, e tăcere. Cineva a fost impulsiv, a spus o prostie, a mărturisit ceva ce n-ar fi trebuit să fie mărturisit. Și s-a manifestat tăcerea. S-a pus, mai bine, s-a pus tăcerea și amărăciunea între voi cu acest rechin. Deși dragoste este, deși atracție este, stabilitate, gândesc că voi îi stabilizați cu patru de bâte. Aveți pasiune, sunteți jucăuși, sunteți simpatici. Dar, nu știu, ceva cu acest... Un cuvânt a deranjat pe celălalt. Un cuvânt a fost ca un bici. Nu știu ce a fost. Aș spune, un cuvânt între voi a fost ca un bici. Și s-a lăsat tăcerea. Cavalerul de spade, eremitul. Și stau și se gândesc că probabil voi sunteți cu altcineva. Și ei sunt singuri, este dor de voi și vă urmăresc.
Nu contează distanța, nu contează, nu contează. Da? Aici, remitul. Poate că unul a fost mai experimental sexual și celălalt s-a simțit jignit de atitudine. Nu musai că s-a ajuns până la această zonă intimă, cât felul în care s-a comunicat vi s-a părut care-i cuvântul? Lipsit de respect. Da, a apărut regina de monede pentru că voi vă respectați. Vi s-a părut că nu sunteți respectați, respectate. Și interesant, acum simt că rechin, de fapt, ei gândesc că voi îi vedeți ca pe niște rechini. Și ei gândesc că voi sunteți, v-ați închis în cochilia voastră, în carapacea voastră și încercați să nu mai aveți a face cu ei. Regina de bute. Aș spune, e atracție fatală. E atracție foarte intensă. Chiar dacă e dezamăgire, această dezamăgire va renaște într-o altă pasiune tot față de voi. Tot față de voi. Dacă e tăcere, tăcerea aceasta aprinde flacăra, și nu doar flacăra, nu doar atracția, cât îi va ajuta. Și poate și pe voi. Vă va ajuta să vă dați seama că, de fapt, simțiți cu regina de cupe unul pentru celălalt. O dată. Două ori. Ce gândesc? Cred că acum se smioacă ea. Ia uite, primăvară iar. Pământul este ca un copil care știe poezii despre dragoste. Ce frumos! Cu alte cuvinte, se gândesc că există totuși o notă de speranță. Poate că vor să facă versuri, poate vor să creeze ceva apropo de poezie din suflet pentru voi. Și primăvara asta, ce înseamnă renaștere, da? Pământul e ca un copil care știe poeme de dragoste. Nu știu ce semne sunteți, sunt toate semnele pe masă, dar dacă personajul care a fost mai impulsiv în comunicare și a spus un cuvânt care a deranjat, se gândește că trebuie să fie mai amabil. Să vă fac, apropo, poeme, cântece, eu știu ce, darul, ceva din suflet, să creeze ceva, să vă cucerească. Dragoste la prima vedere. Dragoste la prima vedere. Asta gândesc, că sunteți o dragoste la prima vedere. Entuziasm și prietenie. Încă au entuziasmul că va rămâne totuși prietenie între voi. Veți reuși să păstrați. Bine, s-ar putea unii dintre ei să vrea mai mult cu 10 de cupe dacă dați în urmă, dar măcar să refaceți prietenia, să păstrați prietenia, ca apoi să spere la mai mult. Apreciază cu primește cu dragoste și apreciere, pardon. 34-7, faetonul apare de două ori. Aș spune că după o perioadă de tăcere, de așteptare, vor găsi o strategie, un fel, o cale de a-și arăta dragostea. Ne dăm o carte. Iar apare pe unul pentru unii dintre voi. Poate o chestiune și de mândrie. Pe unul e o persoană mai mândră. Nu știu dacă am spus-o, repet, dacă am spus-o. Wow! Da, vor să vă protejeze, să schimbe 10, să schimbe energia dintre voi și să arate că vă protejează, că le sunteți dragi. Pe de-o parte, și voi am zis că regina de monede asta face, îi adună, le dă un sentiment de stabilitate și împreună puteți să creați ceva.
și hrăniți emoțional. Da, vor să călătorească sau și să-și dea șansa la o nouă dragoste cu voi. Când iubim, viețile noastre se schimbă definitiv. Cam la asta se gândesc. Că încep să simtă dragostea, încep. Probabil că au început mai de mult și dragostea aceasta le schimbă viața. Dar miracole și binecuvântări am văzut. Posibil ceva se va întâmpla. Un miracol. Veți comunica după o perioadă de tăcere, eremitul de 2 ori. Veți comunica și se va reaprinde flacăra. Și pasiunea și dragostea, nu așa. Orice. Au fost niște secrete. O pasiune secretă a fost ceva. Poate chiar pasiunea lor, a voastră, a rămas în secret. Din niște motive. De care ar fi motivele? Aș spune regăsirea emoțiilor autentice. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Haideți să vedem, este numărul 3. Cei care ați ales acest medalion. Are 2 fețe. Soarele pe parte. Acest personaj urmează să-și găsească soarele, urmează să manifeste succes. Deocamdată este în plină transformare. Cu verdele își deschide sufletul. Și ce gândesc? Gândesc că voi i-ați scos dintr-un ciclu. Și voi sunteți motivul, aș spune motivul transformării. Noi știm despre 12 zori, dar de fapt sunt 13, da? Sunt 13. Și aici apare săgetătorul și zodia vindecătorilor. Voi îi vindecați, voi îi ajutați să-și regăsească calea, misiunea în viață. Rămâne de văzut care va fi aceea. Să fie autentici. Și în primul rând să iasă din acel ciclu în care au stat. Poate ceva apropo de 13, că știți că 13 reprezintă moartea în tarot și moartea în tarot reprezintă zodia Scorpionului și avem eclipsă de lună în Scorpion. Ceva se va întâmpla cu ocazia eclipsei de lună din Scorpion. Așa, ce gândesc despre voi? Valetul de spade. Gândesc. Asta este mare lucru. Când un om gândește, este minunat. Nu vorbește, dar gândește. Gândește că e cazul să aleagă. Că sunt la intersecție de drumuri, că i-a spus la intersecție de drumuri între viața aceea în cicluri și viața transformată. Își fac planuri. La capătul setului de cărți, regina de cupe și 4 de băte. 9 de cupe. Voi sunteți fericirea lor. Cu voi vor să facă casă, cu voi vor să colaboreze, eventual. Și care ce? Da, vor să stea în picioare, să se lupte, să vă protejeze, să se transforme, să vă cucerească, să vină. Să-și depășească fricile și să vină înspre voi. Să vă iubească, să vă îmbrățișeze, să vă ia pe sus, eventual. Hai să vedem. Ce gândesc despre voi? O dată, numărul 3, de 2 ori. Probabil că e distanță. Ia uite. Hot. Mai gândesc că îi puneți pe jar. Nu știu dacă e persoană care se excite mai rău ca voi, probabil. Asta e cuvântul. Există și recunoaștere sufletească. Vă simt că ați mai trăit, că cândva împreună, că îi înțelegeți, că îi simțiți. Există telepatie, există empatie, dar super, super pasiune. Super hot, tare. Ah, 8 de spade. Se gândesc obsedant la voi, reginelor, regina sufletului lor. Împărăteasă ca la numărul 1, dar altfel.
Mai, vedeți că și aici este tot așa un cerc zodiat pe al. Dar aici este, vedeți, aici sunt 12 zodii. I-ați făcut cu dragostea voastră să iasă din acel cerc. Și să manifeste transformare. Mai, ce gândesc că sunt extrem de frumoase. Dar frumoase și înăuntru și pe în afară. Adică nu doar decorative, nu doar din punct de vedere estetic, ci și aveți un suflet minunat. Și cu acest regina de cupe cu Uranus, un Uranus puternic, îi ajuta să se trezească la o nouă viață, la iubire. Și chiar dacă sunteți simpatici, iubitori, înțelegători, frumoși, frumoase, mai, cine se joacă cu voi, tunete și trăsnete. Nu știu acum exact ce înseamnă 8 de spade. Pentru unii, Doamne ferește să fie închisoare. Pentru că clar arată cartea ca o închisoare, ca o colivie. Poate se simt ca într-o colivie într-un loc. Și se gândesc obsedant cum să ajungă la voi. Că 8 înseamnă transformare. Poate totuși ceva, și am văzut niște caz care reprezintă, da, călătorie. Pe de-o parte se gândesc obsedant la voi. Sunt legați de mâini. Deci nu mai văd altceva decât pe voi. Nu mai vor altceva decât de voi. Și legați la voi. Deocamdată încă nu știu cum să acționeze, nu pot, din niște motive. Posibil trebuie să se elibereze de o legătură karmică. Foarte grea. Ca să vină spre voi. De niște programe mentale care țin de energie feminină, de mamă, de femeia divină, probabil că până acum n-au văzut femeia ca pe o energie înaltă, au desconsiderat femeia. Interesant. Cu mine mesajul? Da. Regina de bâte, regele de cupe. Regele și regina de cupe. Au mare, mare dragoste și se simt foarte atrași. Dar nu e doar atracție fizică pe de-o parte și vindecați cu temperanța. Exact, echilibrați focul și apa, emoțiile și pasiunea. Nu știu cum să acționeze. Apropo, nu știu cum să acționeze, pentru că știu că trebuie să lucreze aceasta, trebuie să aibă răbdare ca să manifeste stabilitate. Să se lupte, nu doar să aibă răbdare, să se lupte, să aibă înțelepciune. Trebuie multe calități ca să se apropie de această dragoste foarte înaltă. Regina de cupe și împărăteasă, pe care? Să și regina de cupe. Mai frumoase, sexy și înțelegătoare și spirituale. Aș spune că sunteți tot ce și-au dorit. Curățăm cărțile. Hai să vedem ce gândesc despre ei și despre voi. O dată despre ei. Wow! Astea, ăștia sunt ei. Da. Ei stau în tuneric. Doamne ferește să nu fie. Repet, dacă nu e închisoare, poate să fie o colivie mentală. Un program mental foarte negativ, din care trebuie să iasă. Vedeți, aici scrie des. Este a 13-a, apropo, a 13-a carte din cărțile de aer. Moarte și renaștere. Ceva se întâmplă, totuși, la eclipsa de lună, zic eu, ceva. Nu știu, măcar în mintea lor să iasă din acest întuneric în care ei s-au obișnuit, ei văd, ei zboară frumos, au percepțiile necesare să trăiască în întuneric. Dar aici este transformarea. Cum să lucreze în lumină? Apropo de soare, urmează să-și descopere soarele lumină, capacitatea de a lucra în lumină și eventual de a fi în preajma voastră. Vă urmăresc. Și, apropo de gazelă, multă pasiune. O țin acolo undeva în spate. Aici soare în spate. Și vă urmăresc. Stau calmi. Deocamdată stau calmi. Și urmăresc atent. Orice mișcarea voastră. Odată. Ia, să vedem.
trei ori. Cred că unii dintre ei au fost mai jucăuși Playboy. Oh. Cum vă văd stabil financiar? O leacă mândre, poate. Alfa, clar. Bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Sunteți conducători. Sunteți născuți să conduceți. Eventual, îi inspirați în această transformare. Și o transformare care aduce stabilitate. E un soi de 10 de monede. Pe de o parte, vă văd de succes. Profesional, vorbind financiar, chiar emoțional. Văd că ați realizat foarte multe și aici este provocarea cu regina de bâte. Îi provocați nu doar la sex, să iubească, să se echilibreze, să se vindece, să crească spiritual. Iar apare eclipsă. Poate ceva a început de la eclipsa de soare sau de la eclipsa care a fost în Scorpiana cu câteva 6 luni de zile cât a fost. Da? Ce gândesc eu? Curățăm cărțile. Ce gândesc despre voi? Că sunteți... Asta e energie masculină și apare totuși împărăteasa. Sunteți feminine, dar aveți energie masculină în voi. Cu alte cuvinte, sunteți în echilibru. Ce gândesc despre voi? Ia uite, regele de cupe apare iar. Regele și regina de cupe, că sunteți perechea lor, că voi sunteți singuri oameni, singuri bărbați, femei, ce fi, pe care probabil o să iubească, să i-ați făcut să iubească. Și asta pentru că aveți această puterea dragostei, iar îmi vine în gând puterea dragostei. Era o melodie, parcă chiar. Puterea dragostei. Dar vedeți, acest motto, puterea dragostei, vine tot din zodia scorpionului transformată, pentru că până să se transforme, scorpionul e aici. Dragostea pentru putere, dragostea de a avea, puterea de a avea, de a domina, de a ține, posesivitatea, întuneric, da? Dragostea pentru putere versus puterea dragostei. Da, hai să mai vedem. Ce gândesc despre voi odată? De două ori? De trei ori? Eventual, poate că și voi, în această poziție la care ați ajuns, conștient, inconștient, din perspectiva lor, ați trecut cândva printr-o situație foarte complicată, printr-un program mental negativ și l-ați depășit? Ia uite, faetonul. V-ați găsit calea. Sunteți determinați, determinate să mergeți către misiunea voastră, către vindecare, către lumină. Ia uite, valetul de bâte. Parcă le-a ieșit rușine că sunt atrași de voi. Aici un valet, vă zice rușine. Ceva de genul. Uitați. Ia uite. Ce-mi place tipa asta. Ce... Super, super e tipa asta. Da, dar eu sunt în poziția asta. Și trebuie să învețe să iubească, să fie la nivelul vostru. Valetul de bâte. Ia uite, 8 de bâte. Da, comunicare. Să gândesc cum să ias în acest blocaj. Să comunice cu voi, să vă cucerească. Ha! Să fiți împreună. Deci oamenii ăștia, sunteți fericirea lor, sunteți tot ce și-au dorit, sunteți soarele lor. Ei trăind până acum într-un anume tip de întuneric. Wow! Și 4 de bâte am tras cu coada ochiului, nu trebuia. Lăsăm așa deoparte că rămânem totuși 3. 4 de bâte. Deci vor să faceți casă sau să colaborați împreună, dar eu cred că unii dintre ei vor casă, însă vor să vă cucerească, sară pe voi, să vă iubească, să dansați, să... Ia uite, și regele de bâte și regina. Mai, și regele de cupe și regina de cupe. Am văzut, mă, deci și emoțional și pasional vă potriviți. Vă potriviți?
Șapte de bâte. Sunteți o leacă mai defensive, doamnelor, pentru că ați trecut prin foarte multe, dar ei sunt determinați. Aș spune că sunt determinați, pentru că știu că sunt de suflete pereche și vor să lupte pentru această, pentru această împlinire, să zic, pentru acest vis. Nu, nu o să mai găsească pe nimeni ca voi. Cine are cupe, mă? Știți ce? Aolo, ce mai vine un mesaj. E o teamă, interesant. E o teamă că nu cumva să vă atragă altcineva într-o altă direcție. Wow, deci la partea deci negativă au o teamă. Au o teamă, nu cumva să-i lăsați pe ei pentru altcineva mai strălucitor. Vai, cum, să, cum era să uit așa ceva? Că ei nu se simt la nivelul vostru și știu că trebuie să ajungă în... Asta e din categoria gânduri negative. Sunt înconjurați de multe gânduri. Și dintre cele negative, dar dacă cumva mai altcineva o să se simte atrasă sau atras de altcineva și o să meargă, o să mă lase pe mine, o să se ducă înspre soare, înspre un personaj public, înspre un personaj cu bani, un personaj care e potrivit pentru ea, împărăteasă, nu înspre mine. Ho! Ho, 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 ho. De-aia trebuie să se transforme. Ia uite, să ia de la zero. Să lase tentațiile, să iasă, să lase... E o energie karmică în preajma lor care încearcă să-i tot țină pe loc. Aici sunteți voi în viziunea lor. Voi puteți să fiți împreună, dar trebuie să riște. Să ia de la zero. Ia, o dată. De două ori. De trei ori. Ce gândesc despre voi? Are zero. Ori de bâte asta. Vor să muncească. Să muncească, muncească. Să muncească pentru voi. V-au de făcut probabil bani? Oha! Mai sunteți tot ce și-au dorit. Steaua. Și din punct de vedere sexual, și profesional, și sentimental. Voi vindecați, mai. Deci, când fac, dacă n-ați făcut dragoste și o să faceți, clar, o să le alinați sufletul de marile lor suferințe. O să-i eliberați de marile blocaje și blocaje mentale. Pe de o parte, ei sunt niște nebuni în dragoste, voi sunteți niște stele strălucitoare. Soricei, soricele, ce-ați fi? Aveți soare în suflet? Inspirați multă lume și ei trebuie să muncească, trebuie să vă cucerească, trebuie să fie romantici cu voi și voi s-ar putea să nu-i băgați în seamă. Da? Aș spune că e o oarecare determinare. Da, vor să să rupă tot. Să rupă tot, să vină spre voi. 10 de cupe. Sunteți fericirea lor, măi. Ce pot să zic mai mult? Vor să aveți o familie împreună, să fiți împreună. Pai, curățăm cărțile. Și pentru unii vor să facă bani, pentru că voi sunteți, aveți succes și știu că nu, cine are succes nu poate să stea lângă oricine, clar, nu? Poate nu o să fie niciodată la nivelul vostru, să zic, spiritual, emoțional, poate chiar profesional, dar măcar pe acolo. Deși totuși, repet, soarele e acolo. Au potențial și ei, probabil că ați văzut potențialul în ei. Rămâne de văzut ce se manifestă de acum încolo. Oh. Dacă clar vor să ia de la zero să muncească și să fiți împreună, să vă bucurați unul de celălalt. Ei, nu pot să vorbesc chiar acum pe YouTube niște chestii, deși oricum nu-mi place doar TikTok, însă aș mai spune niște lucruri cam ce vor ei în plan intim. Însă, odată, de două ori, de trei ori. Prosperitate și compasiune. Deși aveți succes, aveți compasiune față de ei și față de alți oameni. Ia uite, iluminare. Mai, dar ce ați adus? Lutu, sunteți o ființă sacre pentru ei. Am zis că și voi ați trecut prin multe și v-ați transformat. Aici este. Nomad, no lotus. Noi noroi?
Nu este iluminare. Și voi ați trecut prin foarte multe și urmează și ei să treacă. Sunteți suflete pereche. Probabil că le-ați povestit. Gratitudine. Sunt recunoscători, eu știu, cui vieții, lui Dumnezeu, vouă, că v-ați întâlnit, că a stat de vorbă, că ceva s-a întâmplat între voi. Da. Curățăm cărțile. Și vedeți că sunt, de fapt, două flori și doi boboci. Și voi aveți ceva încă nedescoperit în voi și veți descoperi în relație cu ei. Sau asociere, sau colaborare, ce-o fi. Ce gândesc despre voi? Că sunteți niște ființe sacre, transformate, iluminate. Pentru ei sacre. Nu v-ar face niciun rău. Hai. Ce gândesc despre voi? O dată. Hai, mai zi. Opa, așa. Aici este. I-a ajutat să vadă în oglindă ce n-au văzut, relațiile karmice astea, blocajele în care au stat și apoi să meargă cu 34, care înseamnă 7 faeton, să producă schimbarea 3 și cu 2, 5, în familie, în educație sau needucație, sau ce-o fi fost lipsa de angajament sau tradiții excesive sau relații karmice, da? I-a ajutat să își găsească puterea de a recunoaște ce este necesar a schimba în ei și în viața lor personală și primește cu dragoste și apreciere. Vor să vină înspre voi.